Zeci de oameni au venit deja la stadionul Dinamo din capitală pentru a-l plânge pe Ivan Pațaichin. După o lungă suferință și 3 luni de stat în spital, marele sportiv a murit. Am venit aici. Am pierdut sportul românesc de un campion care în 20 de ani a reușit să fie unul dintre cei mai buni. Ivan Pațaichin de astăzi va fi veșnic în inimile noastre și în amintirile noastre pentru tot ceea ce a făcut el ca om, în primul și în primul rând, după aceea ca sportiv, prieten, coleg, tată și tot ceea ce a însemnat Ivan Pațaichin pentru această țară. Nu doar familia este alături de el, ci și prietenii sau oamenii care i-au apreciat cariera sportivă. Ivan Pațaichin a cucerit 4 medalii de aur la Jocurile Olimpice, la canoe. Mie nu mi-a venit să cred că el a plecat înaintea mea. Eu acum, în iulie 22, am împlinit 87 de ani. Prieten am fost și voi rămâne și după ce nu mai fie. Vestea morții lui Ivan Pațaichin i-a îndurerat și pe localnicii din satul lui natal, Mila 23, din Delta Dunării. Cam la ce vârstă a plecat de aici din sat? Vă mai aduceți aminte? 18. La 2 săptămâni n-a reușit să stea îmbărcută. Era pe cale să vină acasă, să o pămâneze. L-a lămurit cineva și în sfârșit a reușit. El nu spunea la nimeni. Venea cu prietenii lui. Mergeau să le arate balta, el cunoștea toată balta de mic. Ivan Pațaichin va fi înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Belu din capitală.